am citit un cuvânt din Scripturi, un moment în care omul lui Dumnezeu, profetul Isaia, supranumit evanghelistul Vechiului Testament, transmite un mesaj despre un an anume, despre un eveniment anume. Și despre evenimentul acela s-ar putea fi scrise multe lucruri, foarte multe lucruri. În anul morții împăratului Ozia, spune Isaia, și în anul morții împăratului Ozia s-au întâmplat foarte multe lucruri și în mod special, vorbind despre momentul acela funebru, imaginați-vă ce a fost acolo când a murit un împărat. Putea să se scrie și s-au scris, nu mă îndoiesc, multe manuscrise despre cine a cântat, cine a vorbit, cine au fost oratorii, ce fanfare, ce coruri, ce slujbă. Și toate acestea erau relevante într-un fel pentru noi ca să rămână în istorie și să vorbim despre el. Dar Isaia alege să spună ceva mai special, să scrie despre ceva mai important, despre anul morții împăratului Ozia. Și anume, spune el, l-am văzut pe Domnul. Că mai important decât oratorii sau decât cântăreții și ei au valoarea lor, sau decât slujitorii sau decât oricine sau oricare dintre noi, mai important decât toate este prezența lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Și Psalmistul spunea în Psalmul 27, la versetul 4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Și dorința lui era să fiu în casa Domnului, să locuiesc în casa Domnului și dacă veți citi acolo spune să mă bucur sau să mă minuiesc de prezența lui Dumnezeu. Mereu venim la biserică și în contextul nostru penticostal, parcă ne-am așezat așa niște vedete, niște oameni care sunt remarcabili din punctul nostru de vedere și dacă nu sunt ăștia, nu-i nimic la biserică. Am cunoscut biserici în care, nu la dumneavoastră, bineînțeles că nici nu știu, la dumneavoastră multe detalii, dar știu, am cunoscut biserici în care veneau frații în parcare și dacă nu era mașina celui care credeau ei că trebuie să fie la slujire, nu era în parcare, plecau acasă. Zice, dacă nu-i fratele cu tare, n-am. Pentru că avem noi afinitățile noastre și avem noi dorințele noastre. Dar mai presus de toate acestea, oameni buni, este prezența lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Și pentru că s-a vorbit despre o trezire spirituală la momentul rugăciunii, îmi doresc și eu din toată inima Dumnezeu să aduc o trezire spirituală peste toată biserica penticostală. M-am bucurat că am auzit de dimineață și dumneavoastră ați programat zile de rugăciune, 40 de zile de rugăciune, Biserica Domnului, să înflăcăreze Dumnezeu biserica în vremea aceasta, să ne îmbrace Domnul cu îndoită putere și să ne trezească Dumnezeu la realitate. Ajută-ne Dumnezeule! Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus în această seară pe inimă este acesta. Când strălucește slava lui Dumnezeu. Că dacă îmi doresc ceva, oameni buni, în vremea aceasta, în Biserica Domnului, să strălucească slava lui Dumnezeu. Vreți lucrul acesta? Cu siguranță vreți lucrul acesta? Vrem să strălucească slava lui Dumnezeu la cântare, vrem să strălucească slava lui Dumnezeu la rugăciune, vrem să strălucească slava lui Dumnezeu la mesajul Evangheliei sau la poezie și la toate lucrările care sunt în casa Domnului, să strălucească slava lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Când strălucește slava lui Dumnezeu, ești părtaș la evenimente speciale, înălțătoare chiar. Imaginați-vă că Isaia acolo vede mantia aceea extraordinară, vede îngerii care zboară, vede scaunul acela, vede prezența lui Dumnezeu, vede lucruri extraordinare. Pentru că atunci când strălucește slava lui Dumnezeu, ești părtaș la momente rar întâlnite, speciale chiar, înălțătoare. Mă uit la cuvântul Domnului, când Domnului Dumnezeu Solomon a finalizat acea lucrare, acea capodoperă din vremea lui, 2 Cronici, capitolul 7, citesc de la versetul 1. Când a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a coborât foc din cer, a mistuit arderea de tot, jertfele și slava Domnului a umplut toată casa. Preoții nu mai puteau să intre în casa Domnului, că slava Domnului umplea casa Domnului. Și atenție la versetul 3, toți copiii lui Israel au văzut pogorându-se focul și slava Domnului peste casă și toți au aruncat cu fața la pământ. Nimeni nu-și mai permitea să stea nici măcar pe scaun sau în picioare, toți s-au aruncat cu fața la pământ și toți într-un glas au început să strige, Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veci, slăvit să fie Domnul. În această zi să strigăm la Betania, aici la Cremz, Domnul este bun, Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veci, mărit să fie numele Domnului. Când Nemia a terminat și el acele ziduri care fusese dărâmate și cunoașteți cartea lui Nemia și experiența lui,
Citesc în cartea lui Neemia, în capitolul 12, la versetul 43. Și auziți ce spune cuvântul Domnului. În ziua aceea s-au adus multe jertfe. A fost o mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului său o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile, se bucurau și copiii, și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. Acolo era prezența lui Dumnezeu, acolo era cercetarea Duhului Sfânt, acolo era lucrarea sfântă a lui Dumnezeu. Mă rog, Dumnezeu, le cercetează-ne în vremea aceasta. Lăudați să fie Domnul! Avem nevoie de momente înălțătoare! Avem nevoie să vină prezența reală a lui Dumnezeu în bisericile noastre! Avem nevoie să se coboare Duhul Sfânt în adunare! Avem nevoie Dumnezeu să facă o trezire spirituală, se spunea la timpul de rugăciune, și dorim Dumnezeu să lucreze! Mărit să fie numele Lui! Și în Fapte, capitolul 2, când a venit Duhul Sfânt, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, știți foarte bine istoria, doar vă reamintesc, deodată versetul 2, a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic. A umplut toată casa unde se aflau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat pe câte una pe fiecare din ei. Și versetul 4 spune, și toți. Duhul Sfânt nu este doar aici în față, Duhul Sfânt nu este doar în spate. Dumnezeu nu este părtinitor, oameni buni. Dumnezeu este prezent în adunare. Dumnezeu cercetează fiecare inimă, lăudați să fie numele Lui, lăudați să fie numele Lui. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Ne dor de astfel de întâlniri, ne dor de astfel de părtășii sfinte, ne dor de astfel de momente înălțătoare și ne rugăm Dumnezeu le lucrează și fă o trezire spirituală reală în vremea aceasta, lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Când strălucește slava lui Dumnezeu, în al doilea rând, dispare orice stare de indiferență și de nepăsare. Nu realizați că ne-au obișnuit atât de mult cu biserica, ne-au obișnuit atât de mult cu Dumnezeu, ne-au obișnuit atât de mult cu lucrarea lui Dumnezeu, parcă am intrat într-o rutină. Știm cum începem și știm cum terminăm. De la început, aproape le știm pe toate. Suntem într-o stare atât de neputință spirituală, oameni buni, nu la dumneavoastră, la noi. Suntem într-o stare de obișnuință și de o rutină cum n-a mai fost niciodată. Suntem într-o stare când toate le știm, când cu toate suntem obișnuiți. Unii atât de bine se simt în adunare, repet, nu la dumneavoastră, la noi, încât se odihnesc la biserică. Și nici că nu mă odihnesc mai bine ca la adunare. Și chiar am auzit frați, spunând, fraților, bine ați venit la biserica noastră să vă simțiți bine în casa Domnului. Dacă vreți să vă simțiți bine, duceți-vă în altă parte. Aici este locul unde să ne simțim bine. Aici este locul unde îmi doresc întotdeauna să ne răscolească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aici este locul unde vreau să ne trezească Dumnezeu de fiecare dată la realitate. Și când plecăm din locul acesta, să nu dormim noaptea, să fim neliniștiți. Să ne trezim noapte, spunem, ce-a vrut Dumnezeu să spună? Oare, Doamne, ce mai trebuie să pun în rânduială în viața mea? Oare, Dumnezeule, ce nu este bine? Care este problema mea care trebuie să mi-o rezolv? Vorbește-mi, Dumnezeule! Nu să trăim așa într-o letargie și într-o indiferență spirituală că mergem spre cer. Dumnezeu să aibă milă de noi! Și Dumnezeu să ne cerceteze, oameni buni, și orice duc de indiferență și de rutină și de obișnuință să dispară din bisericile noastre și din viața noastră și biserica Domnului să zică amin. Poporul lui Dumnezeu, singurul popor care l-avea Dumnezeu ca și reprezentant pe pământul acesta pe vremea lui Ilie, a ajuns într-o confuzie spirituală când nu știa care e adevăratul Dumnezeu. Vă puteți imagina așa ceva? Nu mai știa ce e adevăratul Dumnezeu, Baal sau Dumnezeu. Avusese atât de experiențe cu Domnul. Domnul a lucrat atât de pregnant și de prezent în viața poporului lui Israel și ei erau într-o confuzie spirituală. Nu mai știau ce e adevăratul Dumnezeu. Și el este nevoit să-i cheme pe Carmel, nu să facă demonstrații. Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul demonstrațiilor, oameni buni, nu. Dar Dumnezeul nostru, când este nevoie, poate să intervină cu putere, să dovedească că El este Dumnezeul adevărat. Că El este Dumnezeul cel puternic, că El conduce istoria, că El conduce universul, că El le ține pe toate în mână. Și toți care credeți ca mine să spuneți, lăudați să fie Dumnezeu.
Nu mai mari lumii care se cred mari și puternici conduc universul, nici istoria. Conduce istoria și universul Dumnezeul cel adevărat. Și strigăm din toată inima, slăvit să fie numele Lui! Slăvit să fie numele Lui! Și la Carmel, Ilie îi cheamă pe poporul său și spune, apropiați-vă de mine, și le pune următoarea întrebare, până când vreți? Nu era un incident, nu era o întâmplare, era o acceptare benevolă, până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Nu, oameni buni, ăștia nu aveau picioarele în ghips, nu aveau cârje la ei. Dar din punct de vedere spiritual trăiau într-o stare de automulțumire, într-o stare de confuzie spirituală, într-o stare fără direcție, într-o stare în care mergeau într-o direcție greșită. Și repet, pentru ei Dumnezeu era Baal ca și Dumnezeul adevărat. Și Ilie este nevoit să așeze acele altare și să îi provoace la rugăciune și au început să se roage cu sutele de proroci. Au aiuriat, au început să sară, să-și facă tăieturi, au încercat să rezolve problema. Bale, auzi-ne! Și Ilie a început să-și bată joc de ei. Bă, voi nu prea le aveți cu stăruință, nu prea le aveți cu rugăciuni. Strigați mai tare, că-i Dumnezeu, are treabă, fi în călătorie, să o fie odihnind. Unii dintre ei și-au făcut tăieturi în carne și, așa cum spuneau, au început să delireze. Și nu s-a auzit niciun foc, niciun sunet, nu s-a întâmplat nimic peste jertfa lor. Că Baal era Dumnezeu, dar este un Dumnezeu mort. Dumnezeul nostru este viu. Dumnezeul nostru este viu. Și El este prezent în adunarea noastră. Și Duhul Sfânt este prezent în adunare. Și Domnul ne cercetează în această seară. Slăvit să fie numele Lui. Ilie a rezidit la altarul Domnului care fusese sfărâmat. A pus acolo un șans ca să delimiteze altarul Domnului de altarele celelalte. Oameni buni, nu încurcați altarele în viețile dumneavoastră, nu încurcați altarele în familiile dumneavoastră, nu încurcați altarul lui Dumnezeu cu altarul lui Baal. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt. Dumnezeul nostru este sfânt, slăvit să fie numele Lui. Și la Biblie spune, cine se apropie de El trebuie să creadă că El este. Credeți că Domnul este? Și crezi că este prezent aici în adunare în seara aceasta? Și crezi că Domnul este lângă tine în această seară? Este lângă dumneata în această seară? Lăudați să fie numele Lui! Lăudați să fie numele Lui! Și Ilie s-a apropiat de jertfă și a spus, Doamne, Dumnezeul lui Israel, fă să se vadă astăzi că Tu ești Dumnezeul adevărat și că tot ceea ce am făcut după cuvântul Tău, că eu sunt robul Tău. Și în timp ce Ilie se ruga sau după ce s-a rugat, a venit foc din cer. A mistuit jertfa asupra apa care era în jurul altarului, în șanțul acela. Poporul a căzut cu fața la pământ și a început să strige, Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Și strig și eu în această seară la Krebs, la Betania, Domnul este adevăratul Dumnezeu! Orice stare de indiferență să dispară, orice confuzie spirituală să dispară. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. El este prezent lângă tine seara aceasta. El este singurul mijlocitor. El a murit pentru tine și pentru păcatele tale și pentru ale mele. Și spune, mărit să fie numele Lui. Când strălucește slava lui Dumnezeu în al treilea rând, vezi realitatea din viața ta. Vai de mine, spune prorocul, sunt un om? Spune stare. Nu cumva ai greșeală de traducere, la germană tot așa scrie. Proroc cu buze necurate? Posibil așa ceva? Păstor cu buze necurate? Cântăresc cu buze necurate? Creștin penticostal botezat de Domnul cu Duhul Sfânt cu buze necurate? E posibil așa ceva? Nu cumva e greșeală? Nu e greșeală, oameni buni. Pentru că Romani, capitolul 3, versetul 23, spune, noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă stăm în picioare, stăm că ne ține Domnul. Dacă suntem ceea ce suntem, suntem datorită lui Dumnezeu. Dacă pot să slujesc, slujesc că Dumnezeu îmi dă putere. Dacă ești ceea ce ești, ești datorită lui Dumnezeu. Mereu spun, puteam să fiu ultimul om din satul nostru. Puteam să fiu ultimul bețiv sau un om ratat. Dacă sunt ceea ce sunt, sunt datorită lui Dumnezeu. Dacă ești ceea ce ești, ești datorită lui Dumnezeu. Nu este privilegiat Dumnezeu că tu slujești, nu, nu. Tu ești privilegiat că Dumnezeu ți-a dat harul acesta.
Dumnezeu poate folosi 10.000, 100.000 sau 1.000.000 de oameni în locul tău. Dar ascultă-mă bine, tu ești cel care ai harul că Dumnezeu te-a așezat unde ești să fii. Și să strigi în această seară: mulțumesc, Dumnezeule! Mulțumesc pentru ceea ce sunt, mulțumesc pentru ceea ce mi-ai dăruit, mulțumesc pentru ceea ce tu m-ai îngăduit să fac în lucrarea ta. Și în această seară spun: slăvit să fie numele Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Care este realitatea din viața ta? Că realitatea din viața ta nu e ceea ce se vede la biserică, nu e ceea ce afișezi aici în adunare, nu, nu e ceea ce afișezi eu la amvon, mai ales atunci când se filmează și se transmite până în Australia. Nu e asta realitatea din viața noastră. Ai să fim atât de atenți cu expresiile, cu privirea, unii și cu îmbrăcămintea, nu toți, cu atitudinile. Suntem atât de atenți aici în casa Domnului. Dar realitatea din viața noastră nu e ceea ce se vede aici. Care e realitatea din viața ta? Care este realitatea din zona unde nu pătrunde nimeni decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care cercetează totul? Ce porți în inimă? Ce porți în minte? Ce ai în interiorul tău? Aia este realitatea din viața ta. 20 de ani Iacov a fugit de realitatea din viața lui. 20 de ani. Și 20 de ani a crezut că completează cu binecuvântări materiale și cu familie binecuvântată. 20 de ani. După 20 de ani, după ce s-a dus cu o botă uscată și cu o straită goală, s-a întors după 20 de ani și avea robi, avea roabe, avea familie, avea bogăție. 20 de ani. Numai ciște n-avea? N-avea rezolvat o frământare care o putea în inimă. Și a trecut toată familia dincolo de pârâul Iaboc și a rămas el o noapte întreagă cu Dumnezeu. Și știți care a fost dorința lui? Știți care a fost lupta lui în rugăciune? Nu te las până nu mă... Dar nu era binecuvântat? Dacă te uita la el, nu era nimeni ca el de binecuvântat după 20 de ani. Și totuși spune: nu te las până când nu mă... Dar ce binecuvântare ai nevoie? Am eu o frământare a mea. Am eu ceva ce port în inima mea. Am ceva nerezolvat. Cum poate ai tu, cum poate ai dumneata, cum poate ai dumneata. Și în seara aceasta Duhul Sfânt te cercetează. Și în seara aceasta Domnul este lângă tine. Slăvit să fie numele Lui. Vrei să fii binecuvântat? Da. Spune cu voce tare: care este numele? Nu știa Domnul cum îl cheamă? Știa? Știa sau nu? Dar de ce Domnul spune: spuneți numele? Știți de ce? Să o spună El și să o audă El. Să o spui tu cu voce tare: care e realitatea din viața ta, și să o auzi tu? Spune-o tu cu voce tare: care e numele tău? Numele meu este Iacov. Și cu ani în urmă fratele lui plângea, urla și zicea: nu degeaba au pus numele Iacov, că m-a înșelat de două ori. Numele meu e înșelător. Care e numele tău? Tu nu ești înșelător, că doar ești penticostal. Dar poate ești nemulțumitul. Dar poate ești cârtitorul. Dar poate nimeni nu poate să-ți intre în voi. Dar poate tu le-ai face întotdeauna altfel. Oh, dacă eu aș fi, dacă eu m-aș implica, dacă eu aș fi băgat în seamă. Care-i numele tău? Ai putea în seara aceasta să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, numele meu este ăsta. Asta e frământarea mea, asta e neliniștea mea, asta e neputința mea spirituală. Doamne, aici este frământarea mea. Eu sunt un om care am neputințe. Umplu cu degetele unde n-ar trebui atunci când privesc. Ochii mei se duc în zonele care n-ar trebui atunci când mă uit. Gândirea mea frământă lucruri care n-ar trebui. Vocea mea și cuvintele mele și scriu ceea ce n-ar trebui. Doamne, asta e frământarea mea. Asta e neputința mea. Vreau în această seară să spun cu voce tare: aici sunt neputincios. Am nevoie de schimbare. Am nevoie de binecuvântare, am nevoie de vindecare. Și Domnul e prezent aici în adunare să te cerceteze. Slăvit să fie numele Lui, slăvit să fie numele Lui,
Sunt un om cu buze necurate, spune profetul. Locuiesc în mijlocul lui popor tot cu buze necurate și am văzut pe Domnul. Asta e realitatea din viața mea. Deși ceilalți mă văd un mare proroc, până în capitolul 5 le spun: vai de voi, vai de voi, vai de voi. Și aceasta este imaginea pe care o transmit în afară ca să mă protejez. Dar înaintea prezenței lui Dumnezeu, asta e realitatea, ăsta sunt. Am nevoie de iertare, am nevoie de pocăință, am nevoie de întoarcere la Domnul. Și mă rog, Dumnezeu, le cercetează-ne. Patru predicatori au predicat lui Iov, patru predicatori. Și toți patru predicatori au scris cuvântări lungi și Iov a răspuns la fel, cu aceleași cuvântări lungi. Și la toți patru predicatori Iov le-a spus: sunt nevinovat, sunt nevinovat, sunt neprihănit. Numai că citesc în cuvântul Domnului, la Iov a venit un al cincilea predicator, și a venit să-i vorbească din furtună. Și tu ai fi meritat în seara asta să-ți vorbească din furtună și eu. Domnul a ales să ne vorbească prin cercetarea Duhului Sfânt. Un Duh Sfânt care se prezentă în adunare, un susur blând care ne cercetează inimile în această seară și toți care simțiți lucrul acesta să spuneți: măriți să fie Domnul! Măriți să fie Domnul! Când Domnul a venit la Iov, i-a spus câteva întrebări simple din perspectiva lui Dumnezeu, vi le citesc telegrafic din capitolul 38 din Iov. Unde erai tu, Iov, când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Când a închis marea cu porți, cine a închis marea cu porți? Când s-a aruncat din pântecele mamei ei. De când ești tu, ai poruncit dimineții, ai arătat tu zorilor locul lor, ai pătruns până la izvoarele mării. Unde este drumul care duce la locașul luminii? Ai ajuns tu până la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei? Și în fața acestor întrebări simple din perspectiva lui Dumnezeu, în capitolul 42, neprihănitul Iov, omul fără vină, din perspectiva lui se prăbușește. Și spune: urechea mea, spune stare, a auzit vorbindu-se despre tine, că unii vorbesc numai din auzite. Și știu, cei mai mulți știu din auzite. Și cele mai multe informații se transmit din auzite. Și cei mai mari specialiști în informații sunt cei care trăiesc din auzite. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Și după ce am stat înaintea ta și slava ta mi-a acoperit viața și ființa, mă prăbușesc înaintea ta și spun: mi-e scârbă de... Dar nu mai ești un neprihănitul, nu. Nu mai ești omul din centru, nu. Nu mai ești tu cel mai special, nu. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Frați penticostale, avem nevoie de pocăință. Vreți să ne pocăim în această seară? Mai sunt oameni care au nevoie de pocăință împreună cu mine în această seară? O, Dumnezeu, să ne cerceteze. Slăvit să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Când strălucește slava lui Dumnezeu în al patrulea rând, se reface o relație întreruptă, oameni buni. Un înger zboară, ia un clește de pe altar, ia un cărbune aprins, îi atinge buzele profetului Isaia și spune: iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, vina ta este ispășită, păcatul tău este iertat. În această seară, la Betania, în Crebs, nu este niciun altar, niciun clește, niciun cărbune. În această seară, aici operează sângele lui Iisus Hristos. Aici operează sângele lui Iisus Hristos. Și în toată inima spunem: lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Sunt relații întrerupte în această seară? Simți că ai o relație întreruptă? Domnul vrea să te cerceteze în această seară. Domnul vrea să te ridice în această seară. Domnul vrea să-ți dea biruință în această seară. Slăvit să fie numele Lui! L-a văzut Isaia cu 750 de ani înainte, în capitolul 53, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută, n-a deschis gura deloc. Și când l-au prins pe Domnul Iisus și l-au legat la ochi și în semn de bagiocură l-au pălmuit, îngenunchind înaintea Lui, Hristoase, prorocește, cine te-a lovit? Biblia spune, n-a deschis gura deloc. L-au pus la lemnul de tortură și spun istoricii că acel bici roman care avea în capătul lui bucăți de os sau de plumb, efectiv rupea spatele cel căruia era administrat o astfel de bătaie. Uneori se despica spatele, atât de crunte era bătaia aceea.
Și Domnul Iisus a fost bătut la lemnul de tortură și n-a deschis gura deloc. I-au pus o cruce grea în spate de aproximativ 80 de kilograme. Era slăbit și a căzut de multe ori sub cruce. Și a dus-o și n-a deschis gura deloc. De bună voie și-a întins palmele și cuiul nemilos roman i-a străpus palmele Domnului Iisus și a fost spânzurat efectiv între doi tâlhari pe cruce. Și acolo continua să-l bagiocorească și n-a deschis gura deloc. Și la un moment dat, evanghelistul Matei, în capitolul 27, surprinde momentul acela și spune, versetul 46, pe la ceasul al nouălea, Iisus n-a vorbit. Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ce s-a întâmplat? A simțit că tata l-abandonează pe cruce. A simțit că tata își întoarce fața de la el și într-adevăr tata și-a abandonat fiul pe cruce. Pentru că asupra lui erau păcatele mele, păcatele voastre, păcatele unei lumi întregi. Și tata și-a întors fața ca să mă primească pe mine, să vă primească pe voi, să primească o lume pierdută. Și strigăm în această seară, lăudați să fie Dumnezeul nostru! Lăudați să fie Dumnezeul nostru! 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21 spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Eram condamnați la moarte pentru totdeauna, eram pierduți pentru totdeauna. Dumnezeu a ales ca să sacrifice pe Fiul Său, ca să moară pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru o lume întreagă. Vreți să strigăm din toată inima, lăudați să fie Dumnezeul nostru? Lăudați să fie Dumnezeul nostru! Se refăcea o relație întreruptă, oameni buni. Și în această seară același Iisus Hristos se prezintă în adunare. Și în această seară vrea Domnul să refacă relații întrerupte. Ești în această seară în această situație? Ești un fiu risipitor, ești o fică risipitoare, ești un bărbat sau o femeie pe care nu te mai cercetează Duhul Sfânt, care nu te mai bucuri la biserică, care Dumnezeu ți-a dat un talent sau un dar și l-ai îngropat de multă vreme și vii numai din când în când așa ca să mai rămâi membru în anumite catastife, seara aceasta este seara cercetării. Seara aceasta este seara eliberării, seara aceasta este seara când se refac relații întrerupte aici la Betania, în Cremș și mă rog din toată inima Dumnezeu să dea putere și biruință. Lăudați să fie Domnul, să vină Duhul Sfânt din nou peste noi, să vină din nou prezența lui Dumnezeu, să ne cerceteze din nou Domnul cu putere și să ne facă Domnul orice relație întreruptă. Măriți să fie Domnul! Era Domnul în templu și predica Evanghelia, Evanghelia după Ioan capitolul 8. Și în timp ce Domnul predica Evanghelia, s-a deschis ușa cea mare a templului, și mai mulți cărturari și farisei au venit împreună cu o biată femeie care făcuse un păcat de moarte, adevărat. Tremura, speriată. Au adus-o în fața Domnului Iisus și să-L ispitească pe Domnul. L-au întrebat, Moise ne învață pe astfel de persoane să le omorâm cu pietre. Și procedura era scoasă afară din cetate, spun istoricii. Se făcea un cadru așa ca din lemn. Era un giulgi pus peste persoana respectivă și primii care trebuiau să lovească cu pietre era soțul, dacă era în viață, soția, părinții, copiii, cei mai apropiați. Și apoi sub ploaia pietrelor țâșnea sângele sub giulgiul acela și persoana respectivă murea sub ploaia pietrelor. Ne învață Moise să facem astfel de lucruri cu astfel de persoane. Tu ce ne spui? Și ascultați-mă bine, frați predicatori și frați penticostali, când e vorba de sufletele oamenilor și Iisus Hristos se pleacă jos, slăvit să fie numele Lui, Hristos a plecat jos, scria cu degetul pe pământ, nu știu ce scria, erau speculații, dar ei insistau. Și vreau să vă spun un lucru care s-ar putea să vă șocheze. Pentru ei, femeia aceea, era un mijloc de spectacol religios pentru Iisus Hristos. Femeia aceea era o posibilă candidată a cerului. Slăviți să fie Domnul! Nu știu ce ești pentru societate, nu știu ce ești pentru cei din jur, dar vreau să spun în această seară, tu ești un posibil candidat al cerului.
Slăvit să fie Domnul! Și Duhul Sfânt este prezent în adunare. Și Domnul te cercetează în această seară. Dumnezeu vrea să te ridice în această seară. Slăvit să fie numele Lui. Vrea să le facă legături străine. Vrea să le facă relații care au fost rupte. Vrea Domnul să te aducă din nou în casa Lui și să-ți dea binecuvântare. Mărit să fie numele Domnului! Și la insistențele lor, Domnul transmite mesajul: primul care n-are păcat să lovească cu piatră. Câți au lovit? Câți? Câți? Dar n-aveau la ei pietre, nu erau... Să nu se supere tinerii. Și atunci bătrânii aveau mult mai bun simț. Veți citi în Biblie, de la cei mai bătrâni până la cei mai tineri. Toți au plecat rușinați. Și a rămas Domnul cu femeia care tremura. Femeie, unde sunt pârâșii tăi? Nu te-au sândit nimeni? Nimeni, Doamne. Ascultați-mă, nu-i seara osândei, e seara pocăinței. Nu-i seara judecății, e seara harului. Slăvit să fie Domnul. Și au zis glas de Dumnezeu: nici eu nu te osândesc. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Că este seara îndurării, că este seara prezenței, că este seara binecuvântării. Slăvit să fie Domnul. Predicam aseară la evanghelizare la Betania, în Mattighofen, și fără să știu, că nu cunoșteam persoanele, erau acolo doi frați de corp, am înțeles amândoi fii risipitori. Și când am făcut chemarea la pocăință, s-au ridicat de acolo din bănci, mama lor era undeva în biserică care se ruga de multă vreme pentru ei și postea, și frații știau asta. S-au prăbușit în fața Domnului în lacrimi, în genunchi. Ne-am rugat pentru ei și am simțit că Domnul îi cercetează, că Domnul le dă pocăința. Azi dimineața ne-am reîntâlnit în biserică și unul dintre ei la final a venit în lacrimi și a dat mâna cu mine și am simțit că Dumnezeu i-a schimbat viața. Noi nu-i pocăim pe oameni, dar cel care dă pocăință este Domnul. Și Domnul este prezent în adunare și Domnul cercetează în această seară. Este seara restabilirii relației întrerupte. Ți-ai rupt relația? Nu mai ai bucuria mântuirii? S-a întâmplat undeva ceva? Ascultă-mă bine! Domnul vrea în seara aceasta să te întorci din toată inima la El. Slăvit să fie numele Lui! Slăvit să fie numele Lui! Primei biserici din Apocalipsa, Domnul îi spune: știu faptele tale, știu calitățile tale, bisericii din Efes, știu toate lucrurile extraordinare care le faci, știu că ai darul descoperirilor, știu că ai răbdare, știu că nu poți suferi pe cei care sunt și nu sunt, știu că n-ai obosit, niște calități extraordinare. Dar la un moment dat spune Domnul, versetul 4 din Apocalipsa, capitolul 2: dar ce am împotriva ta? Ți-ai părăsit? Deliberat! Nu e un incident nici aici, nu s-a întâmplat un accident. Deliberat, ai acceptat ca să-ți părăsești dragostea din tâi, crezând că poți trăi fără asta. Știți care a fost statutul acestei biserici? O biserică căzută. Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te. Întoarce-te și tu, întoarce-te și dumneata, să mă întorc și eu, pentru că e seara întoarcerii și mă rog Dumnezeu să ne cerceteze, să se refacă relații întrerupte, să vină Duhul Sfânt peste tine, tu care nu te-a cercetat Domnul de multă vreme, să te reașezi în planul lui Dumnezeu, tu care ți-ai așezat în planurile tale, să vii seara aceasta să plângi înaintea Domnului și Hristos să-ți dea putere, și Hristos să-ți dea vindecare, și Hristos să te ridice în seara aceasta și biserica Domnului să spună: amin, lucrează Dumnezeul. Pentru că în ultimul rând vreau să spun, când se lucește slava lui Dumnezeu, cei care sunt prezenți la slava lui Dumnezeu se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Și profetul răspunde: iată-mă, trimite-mă. Tu ce vei răspunde seara asta? Dumneata ce vei răspunde seara aceasta? Înaintea noastră a răspuns Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Apocalipsa, capitolul 5, Ioan a văzut o carte pecetuită pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și s-a pus marea întrebare: cine este vrednic să rupă cartea, să rupă pecețile, să deschidă cartea? Și nu s-a găsit nimeni. Între arhanghel, între serafim, heruvim, nu s-a găsit nimeni. Între cei 24 de bătrâni, nu s-a găsit nimeni. Și Ioan a plâns.
și plângând a căzut jos, pentru că n-a mai putut, că nu se găsea nimeni. Și a venit ceva și l-a ridicat de umăr și a spus, ridică-te, Ioane. S-a găsit cineva, este leul din seminția lui Iuda, slăvit să fie numele lui. Era Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele. Cel care a venit spre cel îmbătrânit de zile și a spus, este scris în sulul cărții despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și a venit în lumea noastră fără gardă de corp, a venit în lumea noastră fără să fie protejat. Filipeni capitolul 2 spune, n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și s-a smerit, s-a coborât în lumea noastră, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor și s-a smerit făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, i-a dat numele care are mai presus de orice nume. Aleluia! Mai presus decât domnul Biden, decât doamna von der Leyen sau decât tovarășul Putin, are cel mai presus nume, Iisus Hristos. Iisus Hristos, pentru ca numele Lui să plece orice genunchi a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl și biserica să spună din toată inima, Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul, mărit să fie numele Lui. Și noi cântăm la biserică frumoasă cântare. Iisus e scump, aș vrea să fiu ca... Vreți să fiți ca Domnul Iisus? Unii ar vrea să adune mulțimi ca Domnul Iisus, să aibă cât mai multe like-uri. Mă mir, mă, oameni buni, că Domnul Iisus tot fugea de mulțime și noi tot fugim după mulțime. Nu pot să-mi dau seama. Domnul Iisus tot fugea de oameni și noi tot fugim după oameni. Câți m-au urmărit? Am predicat la Cremsa aici o jumătate de oră, un ceas. Domne, no, nu mi s-o merită. Unii ar vrea să facă vindecări ca Domnul Iisus, alții ar vrea să facă minuni ca Domnul Iisus, nu e rău, dar ai vrea să stai în spărtură ca Domnul Iisus, ai vrea să fii omul de echilibru ca Domnul Iisus, ai vrea să fii gata să suferi ca Domnul Iisus, ai vrea să plătești prețul slujirii ca Domnul Iisus. A vrea în această seară să te prăbușești în fața crucii lui Iisus, să spui, Doamne, vreau să mă întorc la Tine. Recunosc că am renunțat la planurile Tale și am îmbrățișat planurile mele. Am renunțat la viața Ta și am acceptat viața mea. Am renunțat la gândirea Ta și am acceptat gândirea mea și am eșuat. Am nevoie de Tine în această seară. Am nevoie de vindecare în această seară. Cine să se ducă la colegii tăi de muncă? Cine să se ducă la vecinii tăi, la școală? Cine să se ducă? Cine să se le transmită Evanghelia? Cine să le spună că Hristos este gata să vină și că lumea aceasta este sortită pierzării? Cine? Cine? Iată-mă! Trimite-mă! Iată-mă! Sunt gata! Cântăm uneori acea cântare, sunt aici la dispoziția Ta, cheamă-mă, te voi asculta. Și unii chiar se leagă, răzgată să danseze, numai că uită că la un moment dat spune versul, să culeg recolta dintre și spinii. Uneori te fac să sângerezi, spinii îți produc durere, spinii îți produc disconfort. Spinii îți aduc suferință. Și spinii sunt în adunare uneori. Și spinii sunt lângă noi pe bancă uneori. Și spinii sunt în imediata noastră apropiere uneori. Dar pe drumul acesta, înaintea Ta, a mers Fiul lui Dumnezeu. A mers Domnul Iisus. Ești gata la această seară să te reașezi în planul Domnului? Ești gata în această seară să renunți la planurile Tale? Ești gata în această seară să-i spui Domnului plângând, iartă-mă, Dumnezeule, iartă-mă, vreau să renunț la tot ce sunt eu și să fiu plin de Tine și să stau la dispoziția Ta și să fac lucrarea Ta și să mă duc pe drumul Tău. Iartă-mă, trimite-mă. Haideți să stăm ridicați. Aș vrea să facem o rugăciune.
Dar înainte de asta chem frații care au cântat aici în față să cântăm o cântare. Haideți să o cântăm cu toată biserica. O cântare pe care Duhul Sfânt le-a pus-o deja pe inimă să o le pune. Și timpul cântării, lasă-L pe Domnul și pe Duhul Sfânt care e prezent aici și ți-a vorbit, să continue să te cerceteze. Poate ești un fiu risipitor, poate ești o fică risipitoare, poate ești unul care a rămas în urmă de multă vreme, poate pentru tine plâng părinții, plânge mama, plânge tata, poate sunt multe lacrimi care brăzdează obraj, care sunt nopți târzii, pe pernă sau fără, poate de multe ori ai produs durere, apăsare, neliniște. Seara aceasta este Domnul prezent în adunare. Seara aceasta Hristos vrea să te vindece. Seara aceasta Hristos vrea să te îmbrățișeze. Seara aceasta Domnul vrea să vină cu tine acasă. Să fie nu musafirul tău, nu oaspetele tău, să fie Domnul vieții tale. Să-i dai viața Lui, să-ți o dirigeze El, să iei decizii cu El, să mergi împreună cu El. El îți promite că nu te lasă niciodată, niciodată, nu te părăsește niciodată, la greu sau la ușor, noaptea sau ziua, în nenorocire, în necaz sau în bucurie. El îți promite că este cu tine. Spune în această seară, iată-mă, sunt gata. Sunt gata pentru tine. Sunt gata pentru împărăția ta. Sunt gata pentru mântuirea care ai făurit-o, că pe care ai plătit-o scump pentru mine. Haideți să cântăm și apoi să ne rugăm. Vecia mea pe acest pământ, aleluia, de atâtea ori când grea ispită vine, s-o biruiesc prin Sfântul Tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scumpa Ta comoară, de mângâieri pe veci, de mângâieri pe veci să-mi dăru. Pământ, dorințele
tragi prea Iisuse, scumpa ta comoară, te mângâie pe vreți, dar uiești, aș vrea ca în mine tot ce vechi să moară, iar tu să vă invit să închidem ochii. Aici nu este spectacol creștin. Și aici n-ai venit la voia întâmplării în această seară. Și aici nici eu n-am venit la voia întâmplării. Aici ne-a adus Dumnezeu în această seară. Seara aceasta este seara mea și seara aceasta este seara ta. Aici operează Duhul Sfânt de la Rusalii. Aici sângele lui Iisus Hristos rupe legături străine. Aici cuvântul Evangheliei străpunge inimi. Cuvântul vieții transformă vieți. Este seara ta. Este seara întoarcerii. Este seara când să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Spuneam, poate ești un fiu risipitor. Poate ești unul care ești fiu risipitor în casă. Poate ești o fică risipitoare în casă sau afară. Poate ești unul care ai cochetat și cu lumea și cu Dumnezeu. Și în seara aceasta este seara când Dumnezeu vrea să te întorci la El din toată inima. Poate ești un prieten sau o prietenă. Mă rog pentru candidații de botez și eu în această seară, Dumnezeu să-i cerceteze. Dar probabil ești un viitor candidat de botez care încă n-ai scris o cerere. Dar în seara aceasta vrea Domnul să te întorci la El. Vrea Domnul să-ți rupă legături străine în seara aceasta. Vrea Domnul să-ți vindece sufletul în seara aceasta. Vrea Domnul să se facă relația întreruptă de multă vreme cu cerul. Și vrea Domnul să te întorci din toată inima. Lăudat să fie Domnul. Este seara ta. Este seara când tata care te-a văzut de departe, te-a așteptat. Vrea să te îmbrățișeze. Vrea să cadă pe grumazul tău. Și vreau în această seară să te sărute mult și să simți căldura Lui. De aceea în timpul rugăciunii, calcă pe rușine. Spune diavolului din această seară, vreau să mă întorc la Domnul. Dacă ești aici în adunare, să-ți dea Dumnezeu putere. Și în timpul rugăciunii, vino aici în față. Prăbușește-te aici în fața crucii lui Iisus Hristos. Vreau cu frații slujitori și cu biserica să mă rog pentru tine. Să-ți dea Dumnezeu eliberare. De ce să pleci cu poverile acasă? De ce să pleci cu frământările acasă? De ce să pleci cu luptele în care ai eșuat acasă? De ce? De ce să pleci cu negura din interiorul tău acasă? Când în seara aceasta poți să fii iertat, poți să fii eliberat, poți să ai biruință. Da, să-i spui diavolului din această seară, mă întorc la Dumnezeu. Nu mai vreau să fiu sluga tău, nu mai vreau să fac plăcerile tale. Vreau să mă întorc la Domnul din toată inima. Și cel care îmi dă vindecare este Domnul. Și care îți vindecă ochii este Domnul. Și cel care îți vindecă cugetul este Domnul. Cel care îți vindecă degetele este Domnul. Și cel care îți vindecă interiorul este Domnul. Mărit să fie numele Lui. De aceea te invit în această seară, vino înaintea Domnului. Să se rupă legăturile străine, să se refacă relațiile întrerupte și să-ți dea Dumnezeu binecuvântare. În cer este mare sărbătoare pentru singur păcătos care se întoarce, pentru singur fiul risipitor care se pocăiește. Și fie seara îndurării, și fie seara eliberării, și fie seara vindecării.